Hai. O concluzie după acest cantonament? Da, în primul rând mă bucur că toată lumea este sănătoasă, chiar dacă Mitri a avut ceva probleme acum, dar nu e nimic grav, își va reveni cu siguranță. Sperăm ca și Screcio să-și revină cât de curând și suntem cu toții sănătoși. Ce să zic, ne-am pregătit foarte bine în acest meci, cred că ne-am descurcat mult mai bine decât în primul meci și sperăm să continuăm tot așa, pentru că cu cei care am jucat astăzi sunt o echipă puternică și ne-a ridicat la nivelul lor chiar mai bun decât ei. Dar ați ratat prea mult. Da, din păcate iar am ratat foarte mult și am primit și gol după ce am ratat noi foarte mult, ca de obicei, așa pățim noi de fiecare dată. Asta e principala problemă a Craiovei, că de fapt se ratează foarte mult și primește gol. Probabil că și asta este o problemă, deoarece dacă am scrie noi de 2-3 ori și ar fi 3-0 pentru noi, n-ar mai fi o problemă că primim un gol. Dar la 1-0 stai cu emoții, orice fază poate să fie gol și nu este bine. Încercăm pe viitor să lucrăm mai mult pe faza de atac. Acum am pregătit cu totul și cu totul altceva în cantonament. Am încercat să pregătim toate părțile, ceea ce ține de atac, de apărare, de mijloc. Acasă cred că cu siguranță vă pune la punct acest lucru și sperăm ca ocaziile pe care le avem să marcăm mai mult decât am făcut-o până acum. Aștept să înceapă campionatul? Cu siguranță, da. Am suferit aici destul, am alergat, am muncit foarte mult cu toții. Este foarte frumos când începe campionatul să joci alături de suporteri, de cei de familie, că ești de plecat de lângă ei și este altceva. Așteptăm duminică să vină cât mai multă lume la stadion și să-i batem pe cei de afară. La tine nu prea s-a văzut că ai fi suferit, așa ai fost în dispoziție excelentă de joc. Eu nu am probleme cu condiția fizică, cred că știe toată lumea asta. Mă bucur că și colegii mei au avut aceeași atitudine ca și mine și cum am zis, astăzi am făcut o paradă foarte bună, chiar dacă nu am câștigat, jocul a fost unul bun, după părerea mea. V-au spionat din tribune, am acoperit. Da, dar știți cum este. În amicale nu prea seamănă meciurile, amicale nu seamănă cu cele oficiale. Cu siguranță la meciul cu Farul va fi altceva, alt meci. Când joci pe puncte și pe bani este cu totul și cu totul altceva. Domnul Rotaru a venit. Este normal, este patronul echipei, a venit de fiecare dată alături de noi și ne susține orice ar fi. E startul prea abrupt după Farul urmează derby cu FCSB? Nu, odată și odată tot trebuie să ne întâlnim cu ele, chiar dacă sunt două meciuri dificile. Este bine că le avem acum, suntem pregătiți cu toții, toată lumea este aptă, cum am zis. În afară de Screcio, sperăm să-și revină și el, chiar dacă nu va fi la meciul cu Farul, sperăm că la FCSB să-și revină. Și este important că suntem cu toții sănătoși, ca să putem să avem obiective mari. Vara și Euro par departe în acest moment? Da, sunt departe, mai sunt 4-5 luni, așa că deocamdată vreau să fiu sănătos, cum am mai zis și în alte interviuri, pentru că fără sănătate nu poți să ajungi la Euro. Mulțumim, să nu uiți asta aici.